Avem un nou membru al familiei și o cheamă Molly, pentru că este de la familia Melanie. De fapt, nu este Molly-a noastră, dar niște prieteni de-ai noștri au plecat la mare și ne-au rugat să avem grijă de ea. Nu este pentru prima dată și noi deja poți să zici că este un membru al familiei. De multe ori a fost la noi, da, Melissa? Da, și-o cunoaște. Dar în challenge ea va juca prima dată. Nu a mai participat în vlogurile noastre. Este prima ei apariție. Felicitări, Molly! Astăzi în challenge jucăm jocul Jenga. Dar nu cea clasică, doar cu pahare de sucuri. Aici avem zarul. Dacă ne cade cifra 1, trebuie să scoatem un pahar de la primul rând. Roșu. Cifra 2 de la rândul 2, albastru. Și 3, rândul 3 și tot așa nivelul 4. Dacă ne cade cifra 5, trebuie să o hrănim pe Molly. Iar dacă este cifra 6, scăpăm o rundă. Pentru securitatea lui Molly, o vom schimba cu locul ca să n-o stropim cu suc. Molly este în siguranță și noi să începem prima rundă. Cine va acumula cele mai multe puncte, acela începe jocul. Nu și acolo. Începem. Hop. 3, 5, 6. Melissa începe jocul. 2, 3. 3 de la nivelul 3. Iau pe ceasta. Ușurel. Nu. Bravo, Melissa. Yeah! Turnul nostru într-adevăr este unul instabil, pentru că am folosit pahare de unică folosință, însă refolosite de mai multe ori și sunt uzate deja și avem foarte mare șansă ca el să se dărâme acest turn. De fapt, odată deja s-a dărâmat până începe acest joc. Mircea! 5! Dă-i mâncare lui Molly! Mircea, ce iubește Molly să mănânce cel mai mult? Floare și frunze de trei. Molly! Pentru ea este un deliciu! Da! Molly! Tu deja ai hrănit-o până la joc! 6! Am scăpat! Te-am zis că o să-i cadă 6! Hai, Melissa! 3! Iarăși 3! Da. Să iau pe aceasta la zi! Wow, Melissa! Wow! Yeah! O punem acolo. 3, 2, 1. Ta-da! 3! Wow! Nivelul 3 deja devine instabil. Ușurel. Bravo, Mircea! Și... 1! Culoare albastră. O iau. Să încercăm de aici. Hai. Wow, bravo. Și aruncăm. Zero. 3. Hai, Mircea. Încă un pic și rândul 3 devine o problemă. După aia trebuie să o luăm de aici. Bravo, Mircea. 5 a rămas. Nu vă pare că e prea mult roșu pe aici? Apasă pe buton să se facă gri! Să scăpăm de acest roșu! Dar nu uita și de like și de clopoțel! Și următoarea rundă! Pa-pam! Cinci! O hrănim pe Molly! Ia uitați-vă ce are Molly aici! Cereale, fructe uscate, semințe! Foarte bogate în vitamine mâncarea lui Molly! Wow. Și covric! Molly! Unde Molly? Mâncărica! Așa, nu abuzăm ca să nu speriem. Ea singură va veni și va mânca. Aruncăm zarul! 2! O iau pe ceasta! Wow! Uh-huh. Acum eu... 4! Așa...
Cel mai simplu. Și ice, într-o parte. Trei. Numai trei e bun. Voi lua pe acesta din mijloc. Da. Pa, și acum trei nu mai este. Trei este cifra norocoasă în acest joc. Dar deja va deveni ghinion. Priviți, iată și o pisică. A pus ochiul ca să ia molia. Aha, fugi, fugi. Fugi de aici. A, Mircea. Pa, pa, patru. Mircea. Așa. Tu astăzi cu portocala te împaci. Și... poc. Patru. Hop. Așa. Așa. Patru. Melisa! Ușurel, Melisa! Mai se derâme turnul! Te-ai relaxat! Tu n-ai înțeles? Uite cât roșu a rămas! Hai, apasă! Apasă pe buton să se facă gri! 6! Mircea scapă o rundă! 2! Așa, eu am să iau de pe mijloc! Da. Așa, wow, devine mai interesant și mai interesant jocul nostru. Acum eu. 3, 3, 3, 4. Acum orice în afară de 1 și 4 este periculos. 3. Ba-ba! Ai! 3! Nu cred că se ține, dar încercăm. Da. Cum? Nu. Gata, nu se ține. Ia-o! Se ține! Vai, parcă e o magie. Noroc de ce este deasupra. Da. Ține echilibru. Hai, următorul. 3, 3, 3, 3, 4, 4. Wow! Hai, Melisa! Wow! Se ține! Bravo! Mircea, curaj! Pa-pam! 2! Așa, bravo, Mircea, ușurel! Nu mișca tare! Pentru că de se poate să cadă! N-am nicio șansă. Niciuna chiar. Dacă se ține în una chiar, asta e magie. Da. Dar nu cred. Se ține ultimul nivel încă. Da. Aha. De-a patrulea încă se mai ține. Jucăm mai departe? A fost un joc foarte distractiv. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Și la găini la fel. S-au rușinat. Acest joc îl jucați și voi acasă, dar numai în curte. Pentru că vedeți cum se face baltă de apă pe jos.